Chindia Târgoviște a anunțat că a încetat contractul cu Diego Longo, antrenorul principal și staful acestuia. Clubul dâmbovițean a precizat că este vorba de o reziliere pe cale amiabilă cu un an mai devreme de încetarea contractului, fără plata vreunei despăgubiri. Chindia a început procesul de recrutare pentru un nou antrenor principal care să preia conducerea echipei și să continue dezvoltarea proiectului sportiv.